Bun găsit la Vocea Filmelor. De-abia așteptam să mă întorc de la Namur ca să vă pot povesti diverse, pentru că în câteva zile am reușit să văd 20 de filme pe care vreau neapărat să vi le împărtășesc sub o formă sau alta, măcar parțial, pentru că unele ajung și pe ecrane la noi, altele vor ajunge ceva mai târziu, iar altele doar așa, dacă avem puțin noroc de-a lungul timpului, pe la vreun post de televiziune. Ca de obicei, Namur un rêve toujours, i-aș spune. Sigur că e Namur cu U și toujours e cu U, că tot au fost zilele francofoniei. Am văzut bine ce s-a întâmplat la Paris între timp și că a fost o prezență românească foarte serioasă. Pe de altă parte, coincidența frumoasă este că acest festival de film de la Namur a ajuns la 39-a ediție. Chiar primarul, care este încă primar și pe care îl cheamă Maxim și care la ei alegerile au rămas în continuare în toamnă, drept care a venit foarte încântat pe scenă și așa să intre în voia tuturor, spunând de ei, anul aveți ediția 40-a, știți? Asta înseamnă ediția de smarald, mă rog, știu, asta se întâmplă de obicei pe la căsătorii când mă sori așa în pietre prețioase sau diverse alte materiale. Dar oricum mi s-a părut că sună bine așa, că la anul va fi ediția 40-a, deja am invitația și de data asta sper să stau întreaga săptămână, să nu se mai suprapună cu Biful sau cu vreun alt festival la care trebuie neapărat să fiu. Cred că o să fie și un festival plin de speranță, eco, nu e așa, cu foarte mult verde, cred că dă foarte bine. Și așa în general, la Namur este un oraș dulce, ca o ciocolată belgiană, firește, și unde există un cinematograf, Cameo, care jos are și un mic restaurant, unde întotdeauna există și un creme brûlée flambé, deci o cremă de zahăr ars flambată, de ce nu? Asta dacă apuci vreodată să ai o pauză între filme, ceea ce sigur dacă am de ales între a le vedea și a merge la creme brûlée sau orice altceva, sigur voi alege să rămân la film și sărim creme brûlée, dar odată merge. Prezențe românești multiple sub o formă sau alta, în sensul că în competiție la debut a fost filmul Horia al Anei Maria Comănescu și chiar m-a impresionat foarte tare că cel care m-a dus la aeroport, pentru că de la Namur se merge până la Charleroi cu o mașină și îmi spunea, da, am dus-o pe românca dumneavoastră, pe Ana Maria, care se străduia să vorbească franțuzește. Apreciez foarte tare treaba asta pentru că Ana Maria este tânără, e la început de carieră și nu, cu toții vor să ajungă și la Cannes, nu? Așa că mi s-a părut foarte frumos cum s-a prezentat, iar filmul era alături de altele la debut și concurență foarte mare și foarte diferite. Celelalte poate erau mai intense, mai violente, mai dure. Al nostru era, într-adevăr, și el la rândul lui, așa dulce, cum spun eu, cum sunt belgieni. Mai blând. Aș spune că era mai blând și cred că mi-a făcut plăcere când l-am văzut în avanpremieră, mai puțin o scenă la care n-am să mă mai refer acum pentru că o știți prea bine cu piticii, chici și toată scena, chici rău, dar asta este. Puteai eventual să o ștergă de acolo. Apropo de ștergi scene, dar nu că mă întorc și la cei care au mai fost în România și erau pe acolo. Am aflat, de asta e bine să călătorești, să citești mult și să vezi multe posturi de televiziune la care, din păcate, în continuare nu avem acces în România. Și când spun asta, mă refer la France 2, unde, de exemplu, în ziua în care s-a stins Michel Blanc, seara au dat Je vous trouve très beau cu Medea Marinescu și am stat și m-am uitat încă o dată la acest film pe care l-am prezentat acum 18 ani când a avut premiera aici la București și când a fost un moment chiar extrem de tulburător și în plus chiar dacă îl revedeam, cum zice francezul, am plâns în continuare ca o madlenă. Cu ocazia asta m-am uitat și eu să văd ce înseamnă să plângi ca o madlenă, că eu m-am gândit întotdeauna o fi, e o prăjitură care se cheamă, madlenă.
Dar nu era vorba de Madlenele lui Prus, ci era vorba de Maria Magdalena, care plângea spunându-și păcatele în fața lui Isus. Deci vedeți cât de departe de e bine să cauți întotdeauna în dicționare și să nu te apuci să faci cine știe ce declarații. Bun, dar revenind la povestea asta, și acolo, ca și la noi, rulează deja The Apprentice, deci filmul despre Trump, rulează în oraș. Nu era în cadrul festivalului, era în afară. Eu apucasem să-l văd oricum la Cannes și este cu Sebastian Stan, știm foarte bine, și mai ales în rolul lui Roy Cohn este domnul Strong, care într-adevăr are o interpretare cât se poate de puternică. Dar să revenim la Trump. Știți tot scandalul, toată lumea spune, vai de mine, au ieșit cu filmul acum în America, în ajun de alegeri, întorcându-se spre tinerețea lui Trump și mai ales la felul cum s-a purtat cu cel care l-a învățat tot ceea ce știe, nu acest con, care era un personaj uns cu toate alifiile și la propriu și la figurat, care a murit de o sida în cele din urmă, fiind un homofob total. Asta este, se întâmplă, pentru că ce se întâmplă dormitor diferă de toate declarațiile și care făcuse parte chiar și din comitetul cu care îi pândea pe cei care au poziții anti-americane. Acum, povestea asta cu pozițiile anti-americane era vorba totuși de niște comuniști și cred că până la un punct n-au făcut foarte rău ce au făcut, dar întotdeauna există niște exagerări. Bun, să mă întorc la film. Interesant este că lumea spune așa, n-a reușit el, Michael Moore, cu 9-11 să nu fie reales Bush Junior, probabil că nici de data asta iranianul danez nu va reuși cu filmul lui, cu Apprentice, cu ucenicul să îi mai scadă din votanții lui Trump. Mă rog, rămâne de văzut. Ceea ce însă am aflat abia acum este faptul că deși știm, în fiecare an vedem și noi singura casă și poate că anul ăsta o să ne uităm cu ceva mai multă atenție la el, exista o scenă filmată chiar în turnurile lui Trump și cu Trump în prim plan. E o scenă foarte scurtă, dar pe care americanii de 10 ani, deși dau filmul fiecare dată de Crăciun, păi de ce nu se pot lăsa mai prejos de noi, nu? Au scos această scenă din motive de lungimea filmului. Acum scena e atât de scurtă că sigur că nu justifică în felul ăsta, doar știm și noi ce înseamnă cenzură și cenzură pe minute, dar asta este patul lui Procust, se pare că era ceva mai mititel. Așa că ne uităm anul ăsta să vedem varianta pe care o dăm noi în România, e sau nu așa, sau eventual cea pe care am tradus-o cândva pe casete. Filmul era după 90, după cum bine știm, dar el a continuat să circule și după aceea. Bun, Sebastian Stan, știm, este român. Acum, eu sper dacă iese Trump să n-aibă ceva împotriva noastră, neapărat pentru că l-a jucat în filmul ăsta, unde recunosc că este spectaculos. Dacă n-ar fi Strong acolo care să le eclipseze, să-i fure vedeta, dar știi cum e, întotdeauna un personaj din ăsta și mai dur decât Trump este aproape de neimaginat. Și Make America Great Again, și cum spune el, da, again îmi place cel mai tare, să o facem din nou mare, din nou, acest din nou, care de fapt pornea de la o idee mai veche, celui la care eu țin foarte tare, Reagan, datorită căruia probabil ne aflăm acum, mă puteți asculta și vă pot vorbi și pot călători și pot descoperi o grămadă de lucruri pe care nu le poți altfel pescui decât mergând dintr-o țară într-alta. Bun, printre cei care au fost însă la Namur, la acest festival, cum vă spuneam, care este la a 39-a ediție, unde Nicole Gillet este cea care se ocupă în mod special de festival, iar de presă Marie France, care întotdeauna știe să ne ajute în cazul în care pierdem câte un film, să mai trimită câte un link, din păcate pentru La Fanfare, pe care l-am pierdut pentru că eram primele 3 zile, dar în primele 3 zile eram aici cu Radu Mihăileanu, eram aici cu Maestru și Margareta, niște serii absolut extraordinare și pe care cu siguranță n-aș fi vrut să le pierd, așa cum n-aș fi vrut să pierd nici să revăd My Favorite Cake și mai ales să dăm premiile de rigoare și cu
siguranță, bucuria cea mai mare era pentru Bogdan Mureșanu și al său anul nou, care n-a fost. Dar Fanfar a câștigat premiul publicului, a mai câștigat încă un premiu la Namur și nu există link pentru că el încă circulă pe la diverse festivaluri, dar apare el la un moment dat și am să recuperez. Păi nu era așa, era un fel de prelungire a festivalului lui Enescu, nu-i așa? Enesco. Și pentru că am zis Enesco și pentru că am zis așa franțuzit și pentru că am vorbit de Radu Mihăileanu, pe net apărea că Radu Mihăileanu juca în filmul Nichi. Nichi fiind povestea unei pictorițe extrem de atipice și foarte extrem de originale și care se pare că a avut o întâlnire cu Brâncuș. Pe Brâncuș îl juca Radu Mihăileanu și eu îi spun: te-am văzut, de-abia aștept să văd filmul la Namur. Și el zice: nu, că m-au tăiat la montaj, deci n-ai să mă mai vezi, sigur. Dar în mod surprinzător, pe IMDB, el continuă să apară ca și cum ar fi jucat în film. Apropo de lucrurile care dispar din când în când din filme, fără ca să avem foarte multe date despre asta, dar când le aflăm, e bine să le și împărtășim. Bun, cine a mai fost acolo? A fost așa, a fost Duris, cel care a jucat cândva în România, în Gadget Dillo, împreună cu Rona Hartner. A fost Asa Vanicius. De fapt, cu el s-a deschis festivalul luni, adică săptămâna, cum spuneam, el s-a deschis de vineri, dar pentru mine a început de luni cu Avanisius. Asa Vanicius, care a făcut The Artist, știm foarte bine, care a luat toate premiile din lume, Oscar, Cezar, Lacan, Jean Dujardin, care între timp joacă un Zorro și care jucase deja în filmele lui OSS 117 în Cairo și Rio, care era un fel de pastișe la adresa lui James Bond, și chiar a fost întrebat Asa Vanicius dacă va face și un al treilea vol, cum spune, un al treilea capitol, și a zis: nu, e suficient, cele două sunt de ajuns. Știm că el a fost în România împreună cu Berenice Bejo la Le Film de Cannes a Bucarest, dar ce mi-a plăcut foarte tare este că de data asta era venit cu animația cea mai de preț marfă din lume, o animație care a fost la Cannes și unde ne povestea între altele că a ales ca naratorul să fie Jean-Louis Trintignant, care era pe finalul existenței lui și a făcut înregistrarea chiar pe un telefon, tocmai ca să dea senzația asta că, de fapt, aproape că ne vorbește de pe lumea cealaltă. Mai trăi foarte puțin între momentul când a făcut înregistrarea și când s-a stins Jean-Louis Trintignant, și spunea o chestie foarte frumoasă, cum, de fapt, inclusiv vocea unor actori poate să prindă riduri și că ridurile astea sunt absolut esențiale când e vorba de un actor sau de o actriță. Cu timpul știm, de exemplu, că de curând ne-a părăsit și Maggie Smith, care la rândul ei, vocea ei se transforma pe parcurs, sau a lui Judi Dench. Apropo de Maggie Smith, să știți că o să mai fie un film cu Downton Abbey, film am zis bine, nu, în afară de serie, o să mai fie un film, deci al treilea, care o să fie pe marile ecrane și de-abia îl așteptăm. Ne amintim și de primul, care a avut o lansare foarte frumoasă cu excelența sa, ambasadorul Marii Britanii la București pe vremea aceea, domnul Andrew Noble. Deci, de Trintignant la vocea lui acolo de narator pentru o poveste pe care n-am să vă spun, pentru că eu tot mai sper ca cineva să aducă această animație. Nu știu dacă neapărat o să vină până la anime, parcă n-am văzut pe listă, dar poate Le Film de Cannes sau ceva, și mai ales vă rog mult, nu cumva să o dublați, pentru că e foarte important să se audă vocea lui Trintignant. Mi-aduc aminte că, în afară de The Artist, care a fost un succes absolut extraordinar al lui Asa Vanicius, în care juca și Berenice Bejo, soția lui, a mai fost un film care se chema Search, Căutarea, care a avut mai puțin succes, și după aceea s-a gândit să facă un film despre Godard. Aici a ieșit scandalul îngrozitor, bineînțeles că toate ziarele l-au făcut praf. Juca Garel, care între timp l-a făcut pe Saint-Exupéry, acum la Namur am văzut filmul despre o parte din viața
cartea lui Saint-Exupéry din începutul lui, atunci când transporta curierul cu avionul ca să facă o concurență trenului, dar care trenul se pare că până la urmă a învins avionul, pare surprinzător, dar s-a întâmplat. Deci în Redoutable, într-adevăr, de temut, Godard a fost în continuare de temut și povestea Zervanisius că important este să înveți să te obișnuiești și cu lucrurile bune și cu cronicile bune și cu cele mai puțin bune sau cu cele care te fac praf, pentru că în mod sigur cineva te va ataca rău de tot la cel mai mic pas greșit, mai ales atunci când ai cunoscut un asemenea succes. Deci important e să cunoști întâi succesul. Ne-a mai povestit că de fapt el a debutat cu La clasa American, care era un film despre filmele americane cu John Wayne, dar se pare că era o prezentare total irreverențioasă a vedetelor americane, drept care nu a funcționat chiar nemaipomenit. Cel mai recent film al său, animația care se oprește în timpul războiului și se oprește la Holocaust, era într-adevăr un proiect la care a ținut foarte mult după ce a citit cartea cu pricina, el fiind lituanian, polonez, evreu de origine. Cred că e o încercare extraordinară de a transforma o poveste în animație și o să vă spun imediat că animația cred că ne urmărește în ultima vreme. Apoi, în afară de el, cine a mai fost? Un film al lui Julie Delpy, care era în oraș de data aceasta, dar având și Disney Plus acolo printre producători, probabil că va ajunge și aici, se chema Barbarii, era un fel de comedie dulce-amară într-un sat în care se aștepta să vină niște refugiați ucrainieni și vin unii din Siria. Până la un punct e cu umor, de la un punct încolo devine ceva mai tragic, dar finalul cred că o să vă placă chiar foarte tare. La scurtmetraje, era un scurtmetraj al lui Emanuel Pârvu, de la care a pornit mai apoi 3 km până la Capătul Lumii, pe care în sfârșit îl va putea vedea publicul din întreaga țară, are premiera săptămâna aceasta, asta după ce au fost, într-adevăr, 7 spectacole, știm bine, au fost 7 spectacole la AFI Cotroceni, la Cinema City, au fost o proiecție, evident, la Anonimul, pentru că doar e filmat în Delta și producătoare este Miruna Berescu și a mai existat și la TIFF o proiecție. Acum însă îl va putea vedea toată lumea și îl va putea, bineînțeles, și foarte bine diseca. La cinema, tot în mă întorc din nou în Belgia, era și Tatami cu Valeriu Andriuță, v-am mai povestit de filmul ăsta, a fost la TIFF, era minunat și cred că ar trebui văzut de cât mai multă lume și nu așa doar din când în când. Valeriu Andriuță a fost în juriul BIF, de care vă spuneam ceva mai devreme. Mă voi întoarce un pic însă și la The Apprentice și la Roy Cohn, pentru că pe Jeremy Strong, pe actorul, știm din Succession și din Judecător, unde era alături de Downing Jr., un film pe care l-am prezentat acum câțiva ani la Festivalul de Psihanaliză și Film și unde un fiu își apărea tatăl, deși amândoi erau magistrați. Era foarte interesant, el avea un rol, nu rolul principal, și nu puteam să nu-l pomenesc pe Downing Jr., pe care știm foarte bine, l-a îmbrăcat botezatul al nostru, nu? Și, cum spuneam, Roy Cohn acum fiind procurorul lui McCarthy, apropo de procuror, vedeți cum e, deci el fusese procurorul lui McCarthy, iar acum îl învăța pe Trump cum să se descurce în afaceri și cum să fie neiertător. Kamala Harris, el a fost la rândul ei procuroare și mă uitam într-una dintre revistele francezești, un actor de culoare spunea: cum? Kamala a băgat atâția
afro-americani în închisoare, vedeți, am autoizitare. Afro-americani în închisoare, dar acum se pare că, de fapt, arma ei secretă e soțul ei, da, care e un tip cu totul special, cu care s-a măritat relativ de curând, acum vreo 10 ani, și care are doi copii, deci nu mai poate fi acuzată că e doar o casnică și are doar o pisică. Nici nu știu dacă are o pisică sau nu, dar oricum e modalitatea lui Trump de a ataca, el având o grămadă de copii și o grămadă de neveste la activ. Încă un film care rula pe marile ecrane în Franța, Contele de Monte Cristo cu Ana Maria Bartolomei, care între timp e în filmul Teodorei Mihai, cu care s-a plecat la Tokyo și care este o producție la casei lui Cristian Mungiu. Vedeți cât de prezent suntem așa pe peste tot. Și mai era încă un film al lui Auteuil, Le Fil, se cheamă Firul. E un fir de țesătură care într-un film cu Auteuil a jucat Medea Marinescu acum câțiva ani. Dar să mă întorc puțin la Namur și la Le Bayard, Le Bayard d'Or, un bayard pentru scenariul alat Azavanisus, pentru scenariul lui pe care l-a co-scris cu un coleg de-al său și care a trimis chiar și o înregistrare. Sunt într-un aeroport, a spus el, și mă bucur că a luat acest premiu. Cred că a așteptat destul de mult și de la Cannes. Să nu uităm, el a fost anunțat la Cannes în ultima serie, odată cu 3 km la capătul lumii, care a luat un premiu la Cannes. Apoi, să mă întorc să la festival să vă spun cine a luat premiul cel mai important. Bayard d'Or pentru cel mai grozav film a mers în Tunisia. De fapt, era o coproducție Tunisia, Franța, Statele Unite, Belgia și ceva Qatar, chiar se cheamă Les Enfants Rouges, foarte tulburător. Întrebarea este dacă vreodată va ajunge un asemenea film și în Tunisia, pentru că este după un caz real de o violență extraordinară, dar filmat dumnezeiește de un polonez, pentru că e și o coproducție poloneză, poate prin ei să aducem filmul, pentru că e bine să înțelegem mai exact cât de departe pot merge lucrurile. Un alt film care a câștigat este Al patrulea zid. Al patrulea zid este despre Liban și despre o poveste, tot așa o poveste reală inițial, încercarea de a aduna actori din toate comunitățile din Liban ca să joace o Antigonă. Sigur că sfârșitul este unul tragic, știm bine ce se întâmplă în Liban și poate și mai bine am înțeles după ce am descoperit un documentar care a luat o mențiune la Festivalul de Film și Istorie de la Râșnov, pentru că probabil altfel pentru noi ar fi fost mai complicat să pricepem cum stau lucrurile acolo. M-a impresionat și faptul că s-a oprit tot la Antigona, așa cum s-a oprit și în Visul lui Saizescu, în partea de început din Visul lui Saizescu, după care s-au întors la Visul unei nopți de vară. În Radiografia unui masacru, filmul de la Râșnov, acolo înțelegeam mai bine care cu care, deși și Liviu Tofan spunea, vai, dar din anii 80 noi știm foarte bine, numai că să nu uităm că el în anii 80 era în Germania, drept care avea cu totul altă posibilitate de acces la știri decât noi care am descoperit abia acum mai târziu. Apoi, două premii de interpretare, mai nou se cheamă premii de interpretare fără a spune masculin sau feminin, drept care au luat două fete, actrița din Diamantul Brut, Diamant Brut, adică un diamant neșlefuit, care o să fie în Le Film de Cannes, inclusiv la Iași, și un altul, tot o actriță din Aimé Perdre. I-a plăcut să piardă, meca meme la ganie. Până la urmă, totuși a câștigat. Sunt premiile și premiile Agnès Varda, care se oferă în fiecare an și o modalitate foarte frumoasă de a continua,
memoria, dar rămâne memoria vie a unei foarte mari regizoare, cineaste, cum îi plăcea să spună, pentru că în franceză nu avem masculin și feminin, cineast este și pentru unii și pentru ceilalți, Agnès Varda. Apoi, un film care nu a fost în competiție, a fost în încheierea festivalului, se chema Quand vient l'automne, când vine toamna. Este cel mai recent film al lui François Ozon, știm, care a făcut 8 femei și jumătate, între altele, și care de data aceasta are două actrițe nu foarte tinere, Balasco, 74 de ani. Știm că Josiane Balasco a debutat de altfel Dans les bronzés, exact cu Michel Blanc, și Hélène Vincent, care are 80 de ani. Când vine toamna e povestea acestor două doamne, și în care se strecoară și o întâmplare cu ciuperci, asta pentru că tocmai ce am văzut la televizor că pot fi uneori foarte periculoase, și o poveste despre trecut, prezent, un thriller care sper din tot sufletul să ajungă și la noi. Filmele lui Ozon de obicei aterizează și la București la un moment dat. E și Ludivine Sanie acolo, știm, este o actriță care îi place foarte mult și care a apărut și Les Enfants après eux, cu Gilles Lellouche, care s-a concentrat pe Amour Ouf, care să vină și la noi. Amour Ouf, care nu înseamnă uf neapărat, adică uf, Doamne, iar amorul ăsta, pentru că în Verlan, adică așa un fel de păsărească franțuzească, înseamnă fou, adică o iubire nebună. Și Gilles Lellouche s-a gândit, nu se confunda cu celălalt Lelouch, care se scrie altfel, s-a gândit să se concentreze pe amor. Uf, și să aibă doar în Les Enfants après eux, copii după ei, pentru un rol pe care de altfel îl interpretează magistral. Ce am mai aflat între timp? Pentru că, așa cum vă spuneam, am uitat mult la televizor. Ce credeți, cum credeți că poate să iasă cel mai grozav cocktail din lumea asta după ce am luat lista de rețete, rețetarul de la Ritz? Ei bine, trebuie să aibă gheață. Ei, o să zice, și ce dacă toate poate să aibă gheață? Nu e așa. Cea mai spună, scumpă gheață din lume. Deci, dintr-un ghețar din Groenlanda, vin danezii, o sparg, o ambalează și o trimit la Șeici și acolo se bea cel mai bun cocktail. Acum, eu cred că Șeici, în principiu, conform Coranului, n-ar trebui să bea, dar, mă rog, poate că este un cocktail nealcoolic, dar oricum mi-a plăcut ideea, o care-s moartă după gheață, mi s-a părut interesantă povestea asta. Mai ceva, ca ciocolata aia care a circulat de curând, care venea tot din partea aia și care costa o avere și era ceva cu fistic și altele, așa că ce am mai aflat? Am mai aflat, de exemplu, că margaretele, care pot fi de toate culorile, e adevărat că și eu prin grădină am unele galbene pe care mi le-a pus George înainte să stingă, de fapt se cheamă și astere, adică o stea. Și uite, așa mi-am dat seama mai bine cum e cu genericul de la Gomu. Deci, genericul de la Gomu e o margaretă care își împrăștie petalele. Acum îmi dau seama că de fapt este o stea care își împrăștie și sigur că e o modalitate a lui Gomu de a aduce un omagiu așa peste vremuri, peste timp și mamei sale pe care o chema Marguerite. O să mai vină un film care, iarăși, sper să vină și la noi, că avem o comunitate armenească suficient de puternică aici. L-am avut pe Charles Aznavour de 2 ori în anii 60 și în 2000 și ceva. Deci, cred că ar fi cazul ca Monsieur Aznavour, acest film pe care l-au scos la 100 de ani de când s-a născut, marele șansonetist, să vină și aici, interpretat de Tahar Rahim, știu? Se scrie Tahar Rahim, dar H la ăștia nu există. Mi-aduc aminte de la filmul lui
Radu Mihăileanu, care se chema Trahir. Și mi-aduc aminte cum Leonard Miron i-a zis la un moment dat Trahir și mama i-a zis că dar ce e asta, Trahir? Ce crezi tu că e Trahir ăsta așa? Care, bineînțeles, Trahir înseamnă a trăda, de fapt a turna și nu în niciun caz a trăi, care este vivre. Ne întoarce. Dar Raim se pare că a făcut un rol extraordinar. Îl știm din Mauritanul, îl știm din The Past, din nou un film cu Bejo, dar nu e al lui Azavanesis, și din Un profet al lui Odiar. Odiar care tot așa știm, a filmat la rândul lui în România. Să nu uit, bineînțeles că și Gilles Delpy a filmat în România, chiar cu Ana Maria Marinca. Da, și era așa un rol din ăsta așa de vampiriță pe acolo. Era ceva mai complicat. Bun, dar ne întoarcem la acest Monsieur Aznavour. Se pare că inclusiv copiilor lui Aznavour le-a plăcut filmul. Unul dintre ei declara, n-am plâns, dar m-a emoționat, ceea ce deja ne liniștește pentru că ne gândim că va fi un moment chiar foarte important. Sper să ajungă și la noi. Voi trage toate sforile necesare pentru pentru un șansonetist extraordinar, un foarte mare poet, are peste, cred că, 1000, dacă nu mă înșel, de texte. Care se învață la școală în Franța, care avea toate datele să nu reușească, un fizic nu nemaipomenit, dar un șarm nebun, o voce despre care toată lumea spunea că nu-i grozavă și uite, până la urmă a câștigat chiar întreaga planetă. E iubit din Japonia până în America de Nord și de Sud, dar sigur că și învățând o grămadă de limbi străine și fiind și un om generos, să nu uităm darul lui extraordinar după cutremurul din Armenia și un cântec extraordinar care se cheamă Ils sont tombés, că s-au prăbușit, au căzut. Așa că sper ca Monsieur Aznavour să ajungă și pe aici. N-am apucat să-l văd, dintr-abia după 23 octombrie, n-aveam cum să mai stau până atunci acolo. Ce ar mai fi de adăugat? Faptul că și la ei deja rula Joker. Știți cum e? Jokerul, de fapt, este o carte, nu? O carte care, la schimb, folosește perfect, poate înlocui orice. Dar, de fapt, Joker inițial a fost un bufon sau un măscărici. Apropo de măscări, știți cât de măscărit este, așa cu foarte mult ruj. Nu știu cât ruj se va cumpăra după aceea sau nu. Dar, oricum, cred că este un film de urmărit, știu, e partea a doua, Folia 2 se cheamă, Nebunia în 2, este a lui Todd Phillips, care a fost producător la Star is Born, deci avea deja o legătură cu Lady Gaga și drept care i-a oferit un nou rol aici, iar Joaquin Phoenix, care la rândul lui a filmat în România cu Odiar, a filmat tot la Casa lui Mungiu, la Frații Sisters, care au ajuns până la Veneția, a vrut foarte tare să facă acest rol, un rol în care și cântă și dansează, s-a antrenat enorm pentru asta. Lumea se aștepta mai degrabă să fie exclusiv un film de groază, e departe, e mai degrabă un film psihologic. E clar că este bipolar și nu e ursul bipolar, da, așa, în film. Nu știu dacă un pic, un pic, poate și în realitate. El a jucat acum câțiva ani în Walk the Line, povestea lui Johnny Cash și cred că de atunci a rămas cu ideea că ar vrea și să cânte și să danseze. A mai fost alături de Nicole Kidman To Die For, deci să fii gata să mor pentru meseria ta, în 8 mm. Și în Gladiatorul, sigur, în cel din anul 2000, alături de Russell Crowe,
dar a jucat și alături de marchizul de Sade, deci din nou alături de Geoffrey Rush, altul care a fost în România. Vă spuneam toate așa, toate fac ce fac și ajung până la noi. Apropo, am citit pe vitrina unui magazin din Namur ceva care mi-a plăcut foarte mult și anume că faptele bune sunt muzică pentru suflet. Cred că ar trebui să ne gândim la asta și din când în când să facem câte o faptă bună, măcar una pe zi, că știți, de la 1 decembrie până 24, când deschidem în fiecare zi câte o pătrățică de ciocolată, trebuie să facem și câte o faptă bună neapărat. Deci, revin la Todd Phillips. Ajunge Joker al nostru în pușcărie, asta deja o să vedeți din trailer, nu vă spun nimic special, în schimb încercați să nu ratați pe De Niro pe perete și mai ales începe iar, ne-am întors, am făcut ce am făcut și ne-am întors la o animație. Începe cu o animație a lui Chomet. Chomet e un tip foarte interesant care a făcut Tripletele din Belleville, dar a făcut și Iluzionistul, care era un film despre Jacques Tati. El a rulat în România, sper că l-ați văzut, era minunat, a ieșit chiar și pe DVD la un moment dat. Acum, tot Philips, deci pe lângă animația asta cu care debutează și care mi se pare o chestie foarte spectaculoasă, a vrut să ne aduc aminte și mai ales le aduc aminte americanilor care sunt mai obișnuiți cu asta, iar la noi cei care am mers sau mergem la cinematecă, o grămadă de filme muzicale. De la Cântând în ploaie la filmele cu Fred Astaire, de exemplu Easter Parade, adică Parada de Paște. Să ne aducă aminte și de filme sumbre, pentru că sunt aluzii clare la Zbor deasupra unui cuib de cuși și să nu uităm, Jack Nicholson l-a jucat și el pe Joker, l-a jucat și Heath Ledger, care, mă rog, a sfârșit ceva mai rău, adică mult prea devreme, dar a contribuit la această despărțire. De remarcat să gardianul, care e oribil, îngrozitor, gardianul care îl păzește pe Joker în închisoare și care e irlandezul pe care de obicei îl iubim foarte tare, Brendan Gleeson din Bruges. Apropo de Bruges, pentru că tot facem ce facem, ne întoarcem la belgieni, avem și melodia lui Jacques Brel, Ne me quitte pas. Din nou, un telefon public, văd că e foarte la modă în ultima vreme, știm bine, inclusiv în anul nou care n-a fost. Cred că e un film de urmărit cu răbdare și mai ales de regăsit fiecare aluzie cinematografică și o să vă dea o senzație foarte plăcută dacă știți să pândiți toate aceste aluzii. Am mai aflat o veste bună cât am fost la Namur, m-am întâlnit cu Ilinca Neagu. Ilinca Neagu a făcut cândva un scurt metraj în care juca Ana Maria Moldovan, pe care apoi Ilinca Călugăreanu a luat-o pornind de la filmul Ilincăi Neagu pentru Chuck Norris vs. Comunism. Dar ceea ce am aflat de la Ilinca Neagu între timp este că acum vreo 2 ani ne-a trimis câteva episoade, un episod pilot, de fapt, dintr-un film SF, pe care sper să-l și termine. Deocamdată face un scurt pe noi, cei de la fostă Dobrovița, actualmente Timișoara, festivalul ăla intergalactic. Normal că așteptăm așa ceva cu foarte mare nerăbdare, dar trebuie să vă spun că, între timp, un episod la care a lucrat Ilinca Neagru pentru National Geographic a luat premiul Emmy, premiul Emmy pentru știri și documentare, deci un Emmy pe o anumită secțiune. Și chiar mi-a trimis o declarație care mi-a plăcut foarte tare. Să știți că episodul puteți să-l vedeți la rândul dumneavoastră. El se cheamă Cyber Pirates, deci mi se pare interesant că sunt pirații ăștia online, în condițiile în care toată încrengătura asta pentru a ajunge la Ana Maria Moldovan nu era pentru pirații pe casete, nu-i așa? Și am să vă spun declarația ei. Spune așa Ilinca, am urmărit firul cyber
criminalității din Statele Unite până în Europa, mai precis din Miami până la București. Ideea ne-a venit de la o serie de articole din presa americană de atunci, din anul 2020-2021, despre un grup organizat de high-end scammer de origine română și de acolo am ajuns să ne interesăm asupra mitului hackerului de România și cât adevăr este în spatele acestei legende. E vorba de seria a treia din ceea ce se cheamă Cyber Pirates. Pe Disney există doar primele două serii, dar din seria a treia, episodul al șaptelea, din sezonul 3, îl puteți găsi online, deci îl puteți găsi pe YouTube și puteți să-l vedeți. Acolo e interesant pentru că prezentatoarea este Mariana Fonseller, care este portugheză. Și care este cea care face și interviurile și m-a amuzat foarte tare că are un băiețel pe cheamă Vasco, așa ca pe Vasco da Gama, nu așa de Gama, pentru că tot avem cine a ajuns primul până în India, nu-i așa, un portughez. Apoi, au mai avut însă o mascotă în timpul acestor filmări, care mie mi se pare extrem de complicate la Miami și cu o lume la limită interlopă. Două fete tinere au avut o mascotă. Mascota lor se numește Fabiola, a fost și mascota Euro 2020 și este o pisică. O cheamă Fabiola ca pe regina Fabiola a belgienilor, care a fost cândva regina belgienilor, nevasta lui Baudouin, și cred că mi se pare extrem de interesant așa să vedem cum la National Geographic o româncă lucrează cu o portugheză, face un episod pentru care ia un premiu Emmy și despre care noi aflăm doar mergând până acolo. Știu, o să-mi zice, s-a scris pe net. Da, nu toată lumea se uită pe net, nu toată lumea știe să caute pe Facebook, eu nu. Deci dacă nu aflu dintr-o altă direcție, mi-ar părea rău să nu fiu suficient de informată. Pentru că am vorbit de o pisică, trebuie să vorbesc și de un cățel. Am văzut filmul Procesul Câinelui, Procédé du Chien, al Laetitiei Dos, mi-aduc aminte că am luat un interviu acum câțiva ani și am întrebat cum se citește, se scrie Dosckh, ea este elvețiancă, franco-elvețiancă, e și actriță și mi-a zis se citește Dos. Am zis, e, în românește nu sună chiar foarte bine, dar să știți că este un om minunat și mi-a plăcut așa pentru că s-a oprit pe un caz, se pare real, procesul unui câine care urma să fie eutanasiat pentru că a mușcat de față pe cineva care de fapt vrea să-și facă o operație estetică și să-și băși o grămadă de bani după aceea cu care să poată să-și facă operația estetică. Iar câinele era considerat un obiect și au zis, bun, dacă e un obiect, atunci e ca la divorț, îl tăiem pe dândouă, nu? Ce facem cu obiectul ăla? Și tot așa, tot felul de teorii, au apărut toți reprezentanții tuturor religiilor, fiecare cu altă părere, apoi are sau nu, ce vârstă are, se mulțește cu 7, cu 8, e mai mic, e mai mare, are suflet, nu are suflet, e interesant de la un cap la altul, sigur foarte îndoișător, dar cred că se a descurcat foarte bine Letiția Dos și plus într-o țară unde există câinele lui tata, Milu, care a devenit greu de pronunțat, de care în filmul Tintin, că nu i-a mai zis tata, zice așa că-s două cutii de conserve. Așa, îl cheamă Snowy, așa, adică înzăpezitul, pentru că e alb, așa, e, sau fulg de nea, cum vreți să-i ziceți, a hotărât Spielberg să-i schimbe puțin titlul. Apropo de filme înduioșătoare, săptămâna asta, încă un film românesc, Clara, are și el premiera. Cred că e bine să îl urmăriți și ar mai fi de anunțat faptul că la Târgu Mureș începe un festival de animație și vine așa într-un fel de continuare a
Animestului de la București, unde o să aibă un masterclass Igoșag. Dragul nostru Igoșag sper să-l pună pe net pe ceva, apropo de pus pe net. Înțeleg că pe net, de exemplu, au pus toată discuția care a urmat Maestrului și Margaretei, filmului cel mai recent din 2024 cu regizorul rus pe care am moderat-o la MCR în cadrul BIF. Înțeleg că există, deci ar trebui să o urmărim și va veni tot la Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe ăla din Ardeal, știu, arăt așa că pe hartă vine undeva sus, nu ca asta de delta jos. Așa e, fiecare dintre noi și imaginează arta într-un fel. Acum ați văzut, mi-ați citit gândurile. Da, așa se spune că dacă ai o pisică, totuși mintea funcționează mai bine, mai prost, zic ei că stai cu tensiunea. Mama e foarte mică, stau liniștită deocamdată. Cafea sa. Nespresso. Au făcut o reclamă nouă la Nespresso. În sfârșit, săracul Cluny l-au făcut praf, l-a făcut Tarantino praf. A zis că ce, ăsta e star, nu-i nimic de capul lui, filmul cu Brad Pitt. Hai să-l vedem întâi. Eu sper să apară și la noi pe... Înțeleg că e pe Apple Plus, dar poate la noi apare și pe mai ecrane, că parcă am văzut un trailer acolo. Sper să nu mă fi înșelat. Cum spuneam, deci la Sfântul Gheorghe, la acest festival de care am aflat recent, mergând la festivalul Eva, tot de la Sfântul Gheorghe, va veni și Bogdan Mureșanu, pentru că știm că el a fost scenarist la o animație care s-a chemat Opinci, care iarăși a funcționat foarte bine și cred că este așa într-un fel de continuare, dacă vreți, a discuției cu Aza Vanisius și animația lui. Eu cred că el ar putea să facă în continuare și animație. Da, și să nu uit, pentru că am vorbit de Joker, nu? Că avem Jolly Joker, ăsta e mai puțin Jolly cel din film, după cum bine știm. Dar cred că trebuie văzut neapărat, adică nu ratați ocazia, a venit odată cu toată planeta. Cum să ratăm așa ceva pentru Joaquin Phoenix, măcar așa, nu? Dar pentru că tot am vorbit de un Jolly Joker, să nu vă uitați și de Trump. Știți că Trump înseamnă un atu. Oare care o fi atul lui? Ne mai gândim puțin la treaba asta. Aș mai fi avut de anunțat faptul că pe 10 octombrie la Teatrul de Comedie aparte o carte despre Marcel Anghelescu, un actor absolut extraordinar, scrisă de hărăzitul și neobositul Ion Moldovan, și tot acolo se va acorda și premiul Beligan, Radu Beligan, pe care îl decernează în fiecare an Ana Maria Beligan, care fica unui foarte mare artist. Fiica sa, care locuiește în Australia și tocmai îmi povestea că a fost la Muzeul Exilului din Craiova și ce colosal este. Uite, ar trebui să ajungem și noi, că parcă e mai aproape de noi Craiova decât de ea tocmai din Australia. Deci, cum spuneam, pe 10 octombrie, la ora 18, la Teatrul de Comedie, se va decerna premiul Radu Beligan, care e întotdeauna acordat unui tânăr actor sau unei tinere actrițe. La noi încă nu mai e chestia asta, totul la comun. Așa încât mergeți să vedeți filme, sper să aveți în ce să le notați. Uite, eu chiar mi-am luat acum agenda și atitudine, adică atitudini pisicești, care încep din septembrie, au început de septembrie și merg până la sfârșitul 2025. Prin urmare, nu ratați tot ce prindeți la cinema. A, și era cât faci să uit. Da, vedeți? Asta e avantajul când faci o emisiune. Poți să faci un post-scriptum, eventual. Că nu era o erată, era un post-scriptum. Și anume, miercuri, 9 octombrie, la ora 18, la Cinema Union, filmul Document 56 al lui Chris Landry,
Veniți să-l vedeți, o să auziți și vocea lui Victor Ebenciuc, este după un caz real, un film care a câștigat, mereu v-am spus, la Los Angeles. Eu m-am bucurat să joc puțin în el. O să fie acolo și Șerban Iancu, știm din Un pas în urma serafimilor și din multe altele, inclusiv internaționale. Deci dacă puteți, veniți să-l vedeți, pentru că nefiind un lungmetraj, este un mediumetraj, știți cum e soarta lor, e ca la filmele scurte, viață scurtă și ar fi păcat, nu-i așa? Și după aia e și o premieră care o să fie la Băneasa și care se întâmplă în Vama Veche. Cum o fi? Vedem acum, nu mai e chiar așa de cald afară, așa încât eu zic să mergem un pic până la mare. Nu-i nevoie, doar până la cinema. Ne-au promis că e o comedie. Hai să vedem.